Ion Luca Caragiale, Domnul Goie. Ca să nu mai rămâie repetent și anul acesta, mam mare, mamițica și tante Mița au promis tânărului Goie să-l ducă în București de 10 mai. Puțin ne importă dacă aceste trei dame se hotărăsc a părăsi locul lor spre a veni în capitală numai de hătârul fiului și nepoțelului lor. Destul că foarte de dimineață, dumnealor, frumos gătite, împreună cu tânărul Goie, așteaptă cu multă nerăbdare pe peronul din Urbea X, trenul accelerat care trebuie să le ducă la București. Adevărul e că dacă se hotărăște cineva să asiste la o sărbătoare națională așa de importantă, trebuie să o ia de dimineață. Trenul în care se vor sui ajunge în gara de nord la 8 fără 10. Domnul Goie este foarte impacient și cu un ton de comandă, zice încruntat. Mam mare, de ce nu mai vine? Eu vreau să vie. Vine, vine acum puișorul mamei, răspunde cucoana și sărută pe nepoțel, apoi îi potrivește pălăria. Tânărul Goie poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie cu inscripția pe pamblică. Le formidable! Și sub pamblică, biletul de călătorie în film de tante Mița, că așa țin bărbații biletul. Vezi ce bine șade lui, zice mam mare, cu costumul de marinel. Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice marinel? Da cum? Marinal. Ei, ziceți voi cum știți, eu zic cum am apucat. Așa se zicea pe vremea mea, când a ieșit întâi moda asta la copii, marinel. Vezi că sunteți proaste amândouă, întrerupe tânărul Goie. Nu se zice marinal, nici marinel. Da cum, procopsitule? Întreabă tante Mița cu un zâmbet simpatic. Mariner? Apoi de... N-a învățat toată lumea carte ca dumneata, zice mam mare, și iar sărută pe nepoțel și iar îi potrivește pălăria de mariner. Dar nu e vreme de discuții filologice. Sosește trenul și nu stă mult. Trenul este plin, dar cu multă bunăvoință din partea unor tineri politicoși, care merg până la o stație apropiată, se fac locuri pentru dame. Trenul a plecat. Mam mare își face cruce, apoi aprinde o țigară. Goie nu vrea să intre în cupeu. Vrea să șadă în coridorul vagonului cu bărbații. Nu! Nu e voie să scoți capul pe fereastră, mititelule, zice unul dintre tineri lui domnul Goie și îl trage puțin înapoi. Ce treabă ai tu, urâtule? Zice mititelul smuncindu-se. Și după ce se strâmbă la urâtul, se spânzură iar cu amândouă mâini de vergeaua de alamă și scoate iar capul. Dar n-apucă să răspunză ceva urâtul, ci mititelul își retrage îngrozit capul gol înăuntru și începe să zbiere. Mamițo! Mamare! Tanti! Ce e? Ce e? Sar cocoanele. Să oprească! Zbeară și mai tare Goie, bătând din picioare. Mi-a zburat pălăria, să oprească! Tot într-un tip, iacătă conducătorul intră să vază cine s-a suit de la stația din urmă. Biletele domnilor! Tot într-un timp, iacătă conductorul intră să vază cine s-a suit la stația din urmă. Biletele domnilor! Cocoanele arată biletele dumnealor, explicând domnului conductor de ce nu poate și Goie să facă același lucru, fiindcă biletul era în pamblica pălăriei. Și dacă a zburat pălăria, firește că a zburat cu pamblică și cu bilet cu tot. Dar avea bilet. Parol, chiar eu l-am cumpărat, zice tante Mița. Conducătorul însă nu înțelegea, pretinde bilet, dacă nu, la stația apropiată
trebuia să-l dea jos pe domnul Goie. Așa scrie regulamentul. Dacă un pasager n-are bilet și nu declară că n-are bilet, îi se ia o amendă de 7 lei și 50 de bani și îl dă jos din tren la orice stație. Dar noi n-am declarat-ră, strigă mamița. Cine e vinovat, băiatul, dacă i-a zburat pălăria? Zice mama mare. De ce a scos capul pe fereastră? Eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră, zice cu pică urâtul. Nu-i treaba dumitale. Ce te amesteci, dumneata? Zince tati Mița urâtului. Uite ce e, cucoană, zice conductorul. Trebuie să plătiți un bilet. Să mai plătim? N-am plătiră odată. Și pe deasupra, un leu și 25 de bani. Și pe deasupra? Vezi, dacă nu te astâmperi, zice mamița și îl zguduie pe Goie de mână. Ce faci, soro? Ești nebună? Nu știi ce simțitor e? Zice mama mare. Și apucându-l de mâna cealaltă, îl zmulcește de la mămița lui, tocmai când trenul, clănțănind din roate, trece la un macaz. Din zmuncitura lui mama mare, într-un sens, combinată cu clătinătura vagonului în alt sens, rezultă că Goie își pierde un moment centru de gravitație și se reazămă în nas de clanța ușii și la cupeu. Goie începe să urle. În sfârșit n-au ce să facă. Trebuie să se hotărască a plăti biletul pe care are să-l taie conductorul din carnetul lui. Păcat însă de pălărie. Ce o să facă domnul Goie la București cu capul gol și toate prăvăliile închise? Dar întreba oricine, care nu știe câtă grijă are mama mare și câtă prevedere. Cum era să plece băiatul numai cu pălăria de paie? Dacă se întâmplă să plouă, o răcoare și mama mare scoate din săculețul ei un beret tot din uniforma canonierii Le Formidable. Te mai doare nasul, puișorule? Întreabă mama mare. Nu, răspunde Goie. Să moară mam mare? Să moară. Ad să-l pupe mam mare că trece. Și-l pupă în vârful nasului, apoi așezându-se frumos beretul. Parcă-i șade mai bine cu beretul, zice mam mare scuipându-l să nu-l deoache, apoi îl sărută dulce. Cu ce nu-i șade lui bine? Adaugă tantimița. Și îl scuipă și dumneaei și îl sărută. Lasă-l acolo, că prea e nu știu cum. Auzi, dumneata, pălărie nouă și biletul, zice mamița, prefăcându-se foarte supărată. Să fie el sănătos, să poarte mai bună, zice mama mare. Dar mamița adaugă. Da pe mamițica n-o pup. Pe tine nu vreau, zice Goie cu humor. Așa? Zice mamița. Lasă! Își acoperă ochii cu mâinile și se face că plânge. Las, că știu eu că te prefaci, zice Goie. Ți-ai găsit pe cine să înșeli, zice mama mare. Mamița începe să râză. Scoate din săculețul ceva și zice. Cine mă pupă? Uite! Ciucalată! Mămița pupă pe Goie, Goie pe mamița și luând bocata de ciucalată, iese iar în coridor. Puișorule, nu mai scoate capul pe fereastră. E lucru mare, uite de deștept, zice mama mare. E ceva de speriat, parol, adaugă tanti Mița. Pe când Goie își mănâncă afară ciucalata, cucoanele se dau în vorbă de una de alta, trenul aleargă acum despre Crivina către Periș. Ia mai vezi ce face băiatul afară, mamițo, zice mamița către mam mare. Mam mare se ridică bătrânește și se duce în coridor. Goie, puișorule, Goie, Goie, Goie nicăieri. Vai de mine! Țipă cucoana,
Nu-i băiatul! Unde e băiatul? S-a prăpădit băiatul! Și toate cucoanele sar! A căzut din tren băiatul! Țațo, mor! Dar deodată, cu tot zgomotul trenului, se aud bubuituri în ușa compartimentului unde nu intră decât o persoană. Goie, maică, acolo ești! Da! Haide, zice mama mare, ieși odată! N-ai speriat? Nu pot! Zbeară Goie dinăuntru. De ce? Te doare la inimă? Nu, nu pot! E încuiat, zice mama mare, vrând să deschide pe din afară. Nu pot deschide, zbeară Goie desperat. Vai de mine, își vine rău băiatului înăuntru. În sfârșit, ia cătă, conductorul cu biletul primește paralel și liberează pe captiv, pe care toate trei cocoanele îl sărută dulce, ca și cum l-ar revedea după o îndelungată absență. Și mama mare se hotărăște să stea în coridor, pe un geamantan străin, să păzească pe Goie, că nu se mai întâmple ceva puișorului. Puișorul vede o linie de metal în colțul coridorului, care are la capătul de sus o mașină cu mâner. Se suie în picioare pe geamantan, pune mâna pe mânerul mașinii și începe să-l tragă. Ce-ți binișor, puișorule, să nu strici ceva, zice mama mare. Trenul își urmează drumul de la Periș către Bufta, cu mare viteză. Dar pe la mijlocul kilometrului 24, deodată se aude un șuier, apoi semnalul de alarmă. Trei fluiere scurte și trenul se oprește pe loc, producând o zguduire puternică. Ce e? Ce e? Toți pasagerii sar înspăimântați la fereastre, la uși, pe scări. Goie, puișorule, Goie! Strigă tante Mița și se repede afară din compartiment. Goie este în coridor. De ce s-a oprit trenul? Cineva, nu se știe cine, din ce vagon a tras semnalul de alarmă. Din ce vagon? Asta e ușor de constatat. Manivela semnalului nu se poate trage decât rupându-și ața înodată și cu nodul plumbuit. Personalul trenului umblă forfotă, examinând roatele tamponate cu toată presiunea, așa de tamponate că îi trebuie vreo 10 minute mecanicului să-și încarce iar pompa de aer comprimant și să poată urni trenul din loc. În toată vremea asta, conductorii și șeful trenului aleargă din vagon în vagon și cercetează aparatele semnalelor de alarmă. Cine poate ghici în ce vagon era ruptă asta plumbuită și răsturnată manivela? Ciudat, tocmai în vagonul de unde zburase mai adineaur pălăria marinerului. Cine? Cine a tras manivela? Mama mare doarme în fundul capeului cu puișorul în brațe. Nu se poate ști cine a tras manivela. Trenul se pornește în sfârșit și ajunge în București cu o întârziere de câteva minute. Toată lumea coboară. Mama mare așează frumușel beretul lui Goie, îl scuipă pe puișor să nu-l deoache, îl întreabă dacă îl mai doare nasul și sărută dulce. Apoi, cocoanele se suie cu puișorul în trăsură și pornesc în oraș. La bulivar, birjar! La bulivar!